voi supraviețui 24 de ore în deșert. Dar dacă nu voi reuși să fac acest lucru, va trebui să dezinstalez Fortnite. Foarte important, nu uite, aștept de la începutul acestui videoclip să dai un like corespunzător ca să strângem cât mai multe. Bagă Anetă un rând pe șopăcel, altfel trebuie să stai și tu 24 de ore în deșert. Avem o mică problemă aici. Am menționat cumva că noi dacă nu ne mișcăm, bă băieți, da, o să luăm cam damage. Mamă, dar ce trebuie să facem noi acum? Trebuie să ne luăm aici. Nu pot să cred, noi trebuie să venim aici. Ok. Deci trebuie cumva să luăm de aici lemn sau care e ideea? Deci nici măcar eu nu știu, dar uitați-vă aici. Ci că copaci de deșert. Acești copaci s-au adaptat la, nu știu. Ok, am înțeles, ceva cu climă. Deci în momentul ăsta trebuie să venim aici și aparent noi trebuie să ne facem un shelter, adică un adăpost. Dar costă 100 de wood, bă, de unde 100 de lemn? Că, deci de aici trebuie să venim noi. Deci de aici trebuie să luăm noi lemn în continuu. Bă, băiatule, dar e greu. Suntem în deșert și nu mai este nimeni, bă, băiatule. Nici apă nu văd aici, sincer, acum. Bă, ce, că dacă venim aici, primim ceva. Mamă, uite ce e aici. Ba da, aici poți să craftezi o chestie. Wow, există ciuperci aici. Nu pot să cred, uite. Am găsit o ciupercă. Nu! Stai că nu mai avem shield, aoleo! Da, ar că ar trebui să stăm noi pe aici, pe undeva, la umbra acestui copac care de-abia crește ca ire. Bă, băiatule, dar dacă ardem de la căldura asta, oare câte grade sunt, bă, frate? 60? Adică nu știu ce să zic, dar uite copacii aici câți avem. Wow! Deci acum avem destul de mult lemn, cred, pentru că ne arată aici să venim și putem face, cred. 87 ne mai trebuie încă 53. Aoleu. Bă, stai un pic, acum mi-am dat seama, acolo apare Nightfall și că o să vină noapte, bă, băiatule, și înseamnă că poate să vină și ceva, nu știu, lup, ce e pe aici, șerpi, din alea, taranturi, habar n-am. Ideea este că trebuie să ne facem un adăpost foarte, foarte rapid, pentru că dacă nu o să vină noaptea aia și știți voi ce se întâmplă noaptea în deșert, nu? Presupun că știți, nu? Cred, habar n-am. Gata, băieți, în sfârșit am reușit, iar acum putem crafta adăpost nostru. Dar uite că durează să faci un adăpost, bă, adică până facem adăpostul noi cred că murim, sincer. Nu știu ce să zic. Oh, și avem mare adăpost. Ia uite aici, bă, nu pot să cred așa ceva. Ăsta da adăpost, frate, ăsta da. Uitați-vă ce avem aici. Am supraviețuit o singură zi. Bine, asta este prima zi în care suntem și noi aici. Oh, aleu, întuneric. Am auzit niște sunete. Hai să închidem ușa la casă că nu prea este bine, băi, chat. Ca idee. Și că avem și apă. Nu pot să What the? Ce-i asta, bă? Ce-i asta? What? Ok, nu știu de unde au venit băieții ăștia, dar aparent nu prea este bine ce se întâmplă. Aici ci că avem nevoie de niște coal, dar de unde luăm noi cărbune? Că nici eu nu știu aici unde găsim cărbune. Mamă, dar uite cum vin vizitatorii ăștia nepoftiți, bă, băiatule, trebuie să ieșim de aici. Și aparent în părțile astea sunt mai multe chestii de care poți face rost. Uite și aici am găsit o chestie. Mamă, și noaptea poți să umbli așa în continuu, ok. Aparent putem crafta și un harpoon gun, putem crafta aici un power cell și mai avem și aici un rifle, deci putem să ne facem propria armă. E, asta este foarte tare pentru că ne putem proteja. Bă, uite cum vin ăștia, băi, deci nu mai cred așa. Tocmai am luat niște lemn de aici, așa, să luăm și de la următorii copaci. Și aici văd o chestie tare. Aici pot să colectez niște apă. Tocmai am găsit o sticlă de apă aici. Da, ai o sticlă de apă. Aici avem niște lemn și din câte vedeți aici am găsit mai multe chestii. Adică acolo sus este o piesă de puzzle, dar aparent este hit zone. Adică nu avem voie acolo pentru că, da. Wow, ne lipsește metal. Nu pot să cred așa ceva. Păi și metal de unde luăm? Wow, da, asta e un pic cam greu. Totul este foarte ciudat pentru că din câte vedeți aici ne trebuie niște cărbune. După aici ne trebuie o altă chestie din asta pentru cărbune. Wow, nu pot să cred. Deci aici produci cum ar fi stone-ul. Simt că mă aflu în deșertul greșit, dacă mă înțelegeți. Băi, se apropie noaptea din nou și chiar mi-e frică puțin, bă, băiatule, că iară vin vizitatorii aia, bă. Sper să nu vină altcineva de data asta, să vină vreun scorpion sau ceva, nu știu, șarpe, că asta e un pic cam ciudat. Bă, băi, să noi nu prea ne descurcăm aici, adică nu avem nici apă, nu avem nici cărbune, nu avem nimic, bă. Sincer, atunci când se face noapte, cred că trebuie să avem noi mai multe grijă și cred că putem face rost de mai multe chestii, dar acum, din câte vedeți, dacă stau aici, ne mănâncă nisip, bă, băiatule, și căldura asta. Adică dacă stau aici la copacul ăsta, e ok și așa. Hai că e ok. Bun, băieți, mai sunt încă 10 secunde până când va vine întunericul. Ideea este că noi ar trebui să fim destul de productivi, pentru că în momentul în care vine întunericul, nu mai primim damage, ceea ce este foarte bine. Uite cine e acolo, bă, băiatule, ce cauți aici? Mamă, uite-l, bă, cum a intrat aici, bă.
a intrat că la casă ca idee așa. Mama, auzi pe aia cum se duc acolo. Nu cred că o să-mi distrugă casa. What? Cine ești? Bă, stai un pic că-s prietenos. Hai că sunt dacă e. Nu pot să cred ce am găsit aici. Am găsit apă și am găsit niște ciuperci. Ideea este că avem doar 2 minute ca să facem ceva acum că e întuneric. Apă, nu pot să cred așa ceva. Tocmai am găsit apă aici. Dar vine un bărbat acolo și nu prea am înțeles cu el ca și idee. Nu pot să cred aici. Pur și simplu purifică apa, dar cam durează, băieți, cam durează ca stai aici. Ok, ideea asta nu este atât de bună pentru că vine și bărbatul acolo. Deci, da, o să ne ducem din nou înapoi. Nu, 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 stai un pic. Wow, dar au venit și niște prieteni din ăștia de care nu vreau eu să dăm. Ideea este că am găsit aici o ciupercă din nou. Și aici vine băiatul ăsta, vino încoa, vino. Așa, bă, băiatule, ce cauți aici? Și am găsit apă din nou. Însă, mai avem încă 15 secunde și începe iar lumina. Aoleu, m-am săturat de deșertul ăsta cu gradele lui, că cred că are 100 de grade dacă ne luăm damage, pur și simplu dacă stăm aici. Băi, mai avem încă 3 secunde. Nu, trebuie să ajungem cât mai repede acasă. Nu pot să cred. Aoleu, bă! Mamă, suntem la ușă aici, dar trebuie să intrăm cât mai repede, că dacă nu chiar o pățim, închidem ușa și aparent aici cred că avem și noi o chestie. Bă, stai un pic. Eu ce se întâmplă acum? Că eu sunt în casă. Ok, o să bem și noi apa asta de aici mai mare, așa dacă mă înțelegeți, pentru că cred că o să ne ajute din câte vedeți. Mai avem încă una, nu pot să cred așa ceva. Dar hai să nu mai folosim pasta, o salvăm acolo pentru o situație din alea. Ok, ideea este că avem aici o chestie care nu știu dacă ne-a mai făcut nouă niște cărbune de care a zis acolo. Mamă, băieți, tocmai am găsit harta aici și din câte vedeți, uitați-vă unde se află metalul. Deci este incredibil de departe. Nu știu dacă ajungem acolo vreodată. One hour later. Bă, băieți, tocmai am găsit o chestie secretă în apă și nu știu ce este asta. Bă, iar a venit un frățior din ăsta aici. Bă, pleacă, bă, urâtule. Băieți, nu știu unde mă aflu aici, dar mai sunt încă 15 secunde și o să vină din nou lumina aia și cred că da, nu prea este bine. Ia uite, știi ce, cu nufărul ăsta nu pot să cred. Băi, nufără, dar eu cum pot să ajung acasă acum că mai am încă 5 secunde, o secundă. Nu! Da, nu prea este bine ce se întâmplă acum, nu-i așa? What? Ce se întâmplă acum, bă, băiatule? Deci stai un pic, păi, da, a venit lumina și acum vine rainstorm. Aoleu, bă, băiatule, ce e asta? Bă, stai un pic, că este bine. Aparent, nu pățim nimica, gen. Nu pot să cred, băieți, uitați-vă ce am găsit aici. Pur și simplu, am găsit o cutie în care s-ar putea să se afle niște chestii de care avem nevoie. Și, aparent, am primit o frânghie și niște gloanțe. Ok. Bă, cât de mare poate să fie deșertul ăsta, că nu mai pot, bă, băiatule, nu mai știu cum să scap de pe aici. Băi, cred că tocmai am găsit metal acum, dar nu prea este bine ce facem noi, că nu mai avem viață ca idee. Wow, avem metal la noi, deci ne putem face o armă, presupun. Dar trebuie să ajungem la apă cât mai repede, bă, băieți, mă, deci nu mai avem șanse. Nu, nu. Ok. Asta nu trebuia să se întâmple. Foarte important, dacă ai și alte idei de provocări pe care vrei să le încerc, nu uita și tu să le scrii în secțiunea de comentarii și o să încerc să le fac. Dacă ne-ai făcut-o deja, nu uita și tu să te abonezi, bineînțeles, cu clopoțelul acela ca să nu ratezi nimic de pe canal. Iar pentru susținere maximă, nu uita și tu, ană-te un repede pe acel ca să nu fii bocăncel. Foarte, foarte importantos.